Dragii mei, împreună călători către Împărăția Lui Dumnezeu și pe Pământul acesta, rugându-ne să fim lumină și sare a Pământului, așa cum am fost chemați să fim, prin harul Bunului Dumnezeu, astăzi, în cadrul seriei noastre Capusus, vom merge împreună într-un loc atât de încărcat din punct de vedere spiritual și al semnificației, încât uh, spun din start că vom lăsa lucrul acesta deschis ca de altfel toate celelalte, pentru că este enorm mai mult decât se poate spune în aceste câteva clipe. Așa că tema noastră de astăzi se numește în josire și înălțare. Și vom urmări aici pe Mântuitorul nostru cum înalță capul unei persoane care a fost înjosită de către Biserică. Atunci când este înjosit de săteni sau de lume sau de lumești, este una, dar când cineva este înjosit chiar de Biserică, asupra unor lucruri bazate pe o înțelegere greșită a intenției, a motivelor. Bazată pe o lipsă de înțelegere a adevărului cu privire la situația aceasta, când înjosirea vine din partea bisericii sau din partea familiei, ea este un cuțit care pătrunde mult mai adânc, poate cel mai adânc din toate rănile sufletești care se pot face cuiva chiar am cunoscut pe cineva care a fost înjosit în public și după la puțin timp am în publicul bisericii vreau să spun și la puțin timp a murit în condiții groznice ceea ce arată că lucrul acesta a putut să aibă un cumplit impact asupra sufletului acest lucru se întâmplă aici noi nu ne vom ocupa de Puroiul acestei situații, cine vom ocupa de marele medic care operează, care curăță și vindecă în josirea la care a fost supus un suflet, chiar în biserică. Mergem în Matei, capitolul 26, versetul 13. Aici vom găsi o expresie care este absolut unică. Posibil că mai găsește cineva o alta și vă rog să îmi scrieți și mie un mic text. Dacă veți găsi, dar cred că acest verset 13, rostit în dreptul femeii care a avărsat mirul pe capul lui Isus, acest verset nu are egal în scriptură. Despre nimeni nu s-a mai spus așa ceva. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Acesta e versetul 13. Nu știu să se fi spus de Sfântul Petru sau Sfântul Pavel sau uh, alții care au călcat pe urmele lui Isus. nu știu să fi fost spuse astfel de cuvinte, că anume oriunde se va predica Evanghelia în toată lumea, se va spune și ce a făcut această femeie. Aș dori să mergem împreună, dacă putem, în vârful picioarelor și să urmărim ce se întâmplă în locul acesta în care se petrece drama despre care vorbim și care are un așa happy end, un așa blessed end, un așa sfârșit binecuvântat ca acesta pe care îl are pagina aceasta din Scripturi. Matei 26, versetul 6, când era Iisus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump și pe când stătea el la masă, i-a turnat mirul pe capul lui. Acum vă rog să ne oprim un moment și să descoperim în Sfânta Scriptură ceva care a scăpat atenție, nu cel puțin mie, mi-a scăpat atenție mulți ani, zeci de ani am citit lucrul acesta, dar niciodată n-am observat până în acest moment lucru pentru care mulțumesc Dumnezeu, n-am observat lucrul acesta. Cine și cum s-a produs? Femeia a fost expusă în public, batjocorită. Gestul ei de a turna mir pe capul lui sus a fost considerat una dintre cele mai grave forme de înjosire, am, care, sub termenul, noi avem în românește risipa aceasta, dar m-am dus iară după cuvânt la izvoare și am descoperit acolo că de fapt spune pierzare veșnică. Era ceva care a indignat până la iad, pur și simplu, inima aceasta a celui care a protestat. Acum găsim două lucruri. În Evanghelia după Luca, în acest capitol 26, de asta avem patru evanghelii, Scriptura scrie că ucenicilor le-a fost necaz. Spunându-se așa, nu se poate ști de unde a pornit. Dar în Evanghelia după Ioan, ni se spune de fapt nouă că lucrul acesta a pornit de la Iuda. Acolo s-a petrecut așa ceva și spune în versetul 4, unul din ucenicii săi Iuda Iscarioteanu, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? urmăriți manipularea psihologică din locul acesta, să învățăm împreună de la Dumnezeu ca să nu fim victime unui astfel de om posedat de diavol și devenit un diavol, cum era acest ucenic, acest ucenic Iuda Iscarioteanu. Urmăriți acest lucru. Nu toți ucenicii au disprețuit, au jocuri și au gestul pe care l-a făcut această femeie. Nu toți. Nu toți au uh, înjosit pe Fiul lui Dumnezeu, numind uh, gestul ei uh, în bat jocuri, o pierzare veșnică, o, uh, uh, ceva care nu poate fi pur și simplu prins în cuvinte. Așa de gravă faptă a făcut ea indignarea aceasta. Observați ceva extrem de adânc. Iuda nu folosește cuvântul Apolea să numește această. Uh, Expresie tradusă în românește cu risipă, Apoleia din greacă, spun cei ce știu, înseamnă pierzare veșnică. Este o pierdere veșnică aceasta. Nu, Iuda nu a zis vorba aceasta, dar el a aruncat o sugestie și sugestia lui a sunat. Extraordinar de n-am mâncat usturoi și nici gura nu miroase. Versetul 5. De ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei ca să fie dat săracilor? Bănuiesc că a avut și o anume intonație. După cum ați observat, în unele predici există o anume intonație care să producă un fel de vrajă a minții unde uh, rațiunea și trezirea minții să fie pur și simplu anesteziate. Un om nu mai ascultă decât muzica, glasului. Mă gândesc că Iuda a atașat o anume intonație care să sugereze chipurile suferință, interes pentru săraci. Toate acestea au fost prinse acolo, știa să vorbească foarte muzical. El nu a folosit cuvântul Apolea. Cuvântul acesta este ecoul sau vibrația ucenicilor la sugestia Dumnealui. Ei sunt aceia care au folosit ce rost are această apolea, această pierzanie veșnică. Ce rost are lucrul acesta? Pentru cine, până la urmă, nu se putea lua niște ulei de ăsta de uns motoarele și turnat în capul lui sau ceva de felul ăsta, foarte ieftin. Această, aceste lucruri sunt ascunse acolo, dar urmăriți, urmăriți manipularea. El nu a zis cuvântul Apolea, dacă s-ar fi întors cineva spre el, vai, eu am zis așa ceva, nu mai înțeles greșit, vai, nu se poate așa ceva. Eu am tot sigur că da, față de Isus. Dar expresia lui este preluată de ucenicii care nu-și dau seama că sunt manipulați permanent de prezența acestui om și de, care ascultă, sunt mult mai sensibili la pasele lui psihologice, la sugestiile lui, decât erau la cuvintele vieții pe care le spune Isus. Iacov ne spune că suntem atrași de. Rău, funcție de răul care este în sufletul nostru. Găsim rezonanță cu un anume. Ei nu au găsit rezonanță cu cuvintele lui Isus, dar au rezonat imediat la cuvintele lui Iuda. Le-au preluat și le-au făcut mult mai grave decât a fost înainte. Vreau să mergem împreună și să urmărim ceva. În versetul 7, Mântuitorul nu se adresează în Ioan, vreau să spun. Ioana a prins lucrul acesta, el era foarte aproape de Isus. În versetul 7, Isus nu vorbește cu toți ucenicii inițial, nu, nu răspunde situației acesteia vorbim cu toată adunarea. Nu. El discută numai cu persoana care a dat această pasă psihologică. Și Scriptura spune, Iuda, Iscarioteanul, era cel care a făcut lucrul acesta. Versetul 7. Dar Isus i-a zis, laso-o în pace. Nu a zis lăsați-o în pace, laso. Știa cine este cel care a dat pasă psihologică. Dacă îi întrebam pe ucenici de unde a plecat ideea aceasta de jocuri de înjosire așa de teribilă la adresa femeii acestea, ei chiar n-ar fi știut. De cele mai multe ori masa manipulată de oameni, fie că e vorba de biserică sau uneori de familie sau alteori politic sau economic, masa manipulată are rare ori știe sau își dă seama de unde vine de fapt sugestia. Dacă ne oprim, ia stați puțin. Cine a spus treaba? De unde vine lucrul Cine are părere? Pe ce bază spunem lucrul acesta? Nu, nu s-a oprit nimeni. De aceea Mântuitorul pune degetul pe el, direct, și îi spune, las-o în pace. După care arată diferența între Dumnezeu și criminalul acesta ascuns sub etichetă de ucenic. Versetul 6. Zicea lucrul acesta pentru că, nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. El era săracii despre care vorbea el, la sine se gândea. Și când Iisus a spus pe astfel de săracii, îi veți avea totdeauna cu voi, din nefericire se întâmplă așa ceva datorită faptului că nu acordăm atenție prezenței lui pe mine, nu mă aveți totdeauna, dacă m-ați avea totdeauna astfel de săraci între ghilimele, care era un hoț și un târhar. el fura absolut tot ce se punea acolo pentru săraci, dacă m-ați avea pe mine, asta nu s-ar întâmplat. dar ei nu aveau pe Isus, ei erau în aceeași cameră cu Isus, dar Isus nu era în inima lor. În inima lor a fost pasa psihologică, sugestia lui Iuda. După care, partea a doua, versetul 8, tot din Ioan 7, după ce îi spune lui personal, lasă femeia în pace. Versetul 8 spune, pe săraci îi aveți, acum se adresează la ucenici care și ei au fost infectați pe loc. Au fost vulnerabile, au fost. Uh, imunitatea lor spirituală era zero, pur și simplu. Imediat au prins infecția aceasta. Pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți întotdeauna. Cum se întâmpla chiar și atunci, nu mă aveți întotdeauna. Când mă aveți pe mine, astfel de lucruri nu se pot întâmpla, pentru că. Înțelegeți motivul pe care îl are Dumnezeu în vedere. Ați observat ce departe este înțelegerea omului de înțelegerea Domnului. Ei au văzut în, în speță Iuda și cei manipulați de el, ucenicii care erau acolo, au văzut în mirul acesta ceva care urma să fie bândut și dat săracilor. Lucrul acesta era cum nu se poate mai departe de adevăr. Absolut departe de adevăr. Ca urmare, Mântuitorul se adresează lor, ucenicilor, spunând motivele pe care le știe Dumnezeu, nu omul, nu ce vedeau ei în așa ceva. Versetul 12 din Matei. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. A pomenit cineva dintre ucenici din adunarea aceea? A pomenit cineva despre motivele pe care le știa Dumnezeu? Ei erau străini de așa ceva. Ochilor vedeau cu totul altceva. E mare diferență între ce vede cineva și ce vede altcineva în același ceva. Un canibal care privește la trupul unui om vede un lucru, o mamă care îmi privește, vede uh, un copil sau vede uh, cu totul altceva. Deci este diferență totală. Așa se întâmpla în lucrul acesta și ei nu s-au dat înapoi de la acest canibalism modern, uh, care nu era altceva decât, uh, decât înjosirea acestei ființe pe baza unor motive imaginate de ei uh, și sugerate în direcția chiar opusă vrăjmașă, aș putea spune cuvintelor Mântuitorului nostru. Dovadă că autorul acestei rebeliuni, acestei păreri a ucenicilor, a adunării din locul acela, dovadă că autorul ei sau inițiatorul ei era cel care devenise un diavol și care umbla cu diavolul în tot ce făcea el, o găsim în versetul 14 imediat ce Iisus a rostit cuvintele acelea fără egal și a înălțat această ființă care fusese înjosită cumplit de acești oameni, asociată cu infernul, cu pierzarea veșnică, are o semnificație foarte grea cuvântul acesta apolea pe care l-au folosit ei în dreptul mirului pe care l-au, fapte ei de fapt imediat ce Isus a spus oriunde se va predica Evanghelia, se va spune și ce a făcut această femeie spre pomenirea ei imediat ce a spus cuvintele acestea, versetul 14, atunci deci acolo pe loc, a fost o revoltă auzită, pentru că afruntul acesta la adresa lui Iuda, în fața ucenicilor l-a expus Ucenicii Domnului Isus Hristos au simțit Duhului Dumnezeu și au văzut diferența între ceea ce știa Dumnezeu și pasa aceasta psihologică venită de la acest ucigaș deghizat între ei. De aceea, victima pe care au făcut-o ei în ignoranța lor, tată, iartă că nu știu ce fac, nu știu pe cine urmează, nu știu, ce, nu știu unde merg uh, ucenicii, uh, 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 fapta, înjosirea acestei uh, femei este reversată și din punctul cel mai josul, Ierzare veșnică este faptul că ai turnat mir pe capul lui Isus. Isus ridică lucrul acesta pe cea mai înaltă dintre culmi. Oriunde se va predica Evanghelia, se va spune ce a făcut această femeie spre pomenirea ei. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: Ce vreți să-mi dați? Și îl dau în mâinile voastre: Am ceva de vânzare ei i-au cântărit 30 de arginți. Nu ne putem opri asupra acestor lucruri pentru că dorința și rugăciunea sufletului nostru este să învățăm de la Domnul nostru Isus Hristos cum să ridicăm pe cel înjosit în adunarea noastră. Cum riscăm să fim pur și simplu otrăviți, colorați, într-un un pasa psihologică despre care nu știm de unde a venit. De unde a venit ideea aceasta? Cine este inițiatorul? Al cui nume răspunde pentru așa ceva? Nu, este, este tăcere. E doar o vorbă finuță aruncată în spațiu, se putea vinde ca să dăm săracilor, care este preluată de uh, ucenicii ucenici indiscriminatoriu, nu judecă nimeni, nimeni nu încearcă să înțeleagă ce înseamnă lucrul ăsta. Păi știi ce înseamnă lucrul acesta? În momentul în care ai spus așa ceva, înseamnă înjosirea și batjocorirea Mântuitorului nostru și pur și simplu tratarea lui ca și când a fi fost el diavolul. De aceea au numit pierzare veșnică ce a făcut femeia aceasta. Risipă, cum este tradus aici în românește. Din motivul acesta. În momentul în care Mântuitorul nostru săvârșește această lucrare, ne spune nouă două lucruri indiferent cum ai fost înjosit vreodată în casa lui Dumnezeu, indiferent ce cruce a fost pusă în spinarea lui Simon din Cirena, care nu era a lui, dar pe care a purtat-o, indiferent ce ștampilă ți-a pus oamenii în frunte, poate că a fost printr-un vot, poate că a fost printr-un decret, poate s-a întâmplat ceva, indiferent cum te-au numit ei, acest lucru îl vedem în... În diverse nuanțe, în dreptul vieții Mântuitorului, indiferent unde ai fost aruncat, Mântuitorul coboară și te ridică. Și el nu te ridică uh, la orizontal, să zicem la cota zero, ci Mântuitorul a ridicat uh, lucrarea ei și sufletul ei acolo unde nu a fost nimeni ridicat. De aceea pentru că acesta era un lucru asupra care aspira Iuda, el aspira la popularitatea aceasta să fie cunoscut pe tot pământul, dacă e posibil să ajungă stăpânul lumii și construia continuu la această imagine în mintea lui și când a văzut că acolo este așezat, altcineva în clipa aceea a dat pe față. Oriunde vei fi, în indiferent ce situație, Dumnezeu nu te-a uitat și nu te-a părăsit. El va cobori în adâncimile pământului, de acolo te va ridica, de acolo te va așeza pe locul pe care n-ai visat că vei sta vreodată. Acesta e primul mesaj. Al doilea mesaj este ceea ce a spus Mântuitorul în parabola Samaritianului Milos. Du-te și fă și tu la fel. Numărul unu, nu contribui niciodată la înjosirea cuiva în mod nebunesc, așa cum scrie despre oamenii care au însoțit pe Absalom, l-au însoțit în prostia lor. Păi, domnul Absalom, unde mergem? Ce facem noi? Nu? Veniți încoace, că vă spun eu o să vedeți voi, eu știu niște chestii care nu le știe nimeni, veniți încoace. Și ei l-au urmat în prostia lor, scrie Sfânta Scriptură. Aceasta mi se spune nou. Nu contribui niciodată în prostia ta la așa ceva. Cere un răspuns. E necesar lucrul acesta. Pe ce se bazează lucrul acesta? De unde vine? Fă, fă ceea ce a făcut Domnul Isus Hristos. Cere de la Dumnezeu acces la adevăr, la motivele adevărate care stau. Acțiunea asta era, dar interpretarea acțiunii a fost produsul în dreptul ucenicilor și al lui Iuda, despărțirii de Dumnezeu, nu trăirii în prezența lui. Numărul unu, nu fi parte la așa ceva niciodată. Numărul doi, dacă din păcat ai înjosit pe cineva din familia ta sau din, dintre frații din adunare, ai participat la o astfel de înjosire, vin înaintea lui Dumnezeu și înaintea persoanei pe care ai înjosit-o, nu observăm aici ucenicii care vin și-și cer iertare de la femeia aceasta pe care au înjosit-o la nivelul infernului. Nu vedem aici lucrul acesta, dar vedem în viața lor ulterioară că au învățat lecția. Nu vom mai întâlni niciodată așa ceva, chiar în situații care ridică o sprâncineri. Dar, dar ce să înțeleg de... Nu s-au mai grăbit să înțeleagă de acolo sau să tragă concluzii care nu vin de la Dumnezeu. Și în dacă să, sufletul tău și cel de, cu privire la cel de lângă tine sau la cineva din familie, din biserică, din societate, dacă dorești să ai acces la adevăr și dacă sufletul tău e însetat după realitate, nu după imaginație, atunci vine la Mântuitorul, Doamne, văd lucrul acesta. Ce înseamnă așa ceva? Pe uite ce înseamnă. Ea m-a pregătit pe mine pentru mormântare. Ea crede în faptul că Isus își va da viața ca, ca preț de răscumpărare pentru mântuire. Ea crede lucrul acesta și că atare a pregătit acest mir pentru acea zi. Ei nu cred așa ceva, ei, adică ucenicii și în speță Iuda, el se folosește de Isus, nu crede nimic în el, bineînțeles, dar se folosește de numele lui ca să se înalțe pe sine. Mă voi înălța, știți care a fost agenda luciferică. Mă voi înălța. Având în vedere situația aceasta, trebuie să umblăm în rugăciunea aceea a omului Dumnezeu, deschidem ochii, Doamne. Pe păi de noi, nu, eu, eu știu ce este, îți spun eu ce este, e cu tare, e cu tare. Uh, nu. Singurul care știe ce este cu adevărat este Domnul și acela care vine înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă la uh, Elisei și Gehazi. Vine această mamă al cărei copil murise, îndurerată ce nu se poate măsura, și se pleacă, răsișează picioarele omului Dumnezeu și se pleacă în rugăciunea aceasta a spaimei și a durerii. De ce mi-ai dat un copil? N-am cerut așa ceva ca acum să trec prin această situație groaznică. Ghehazi, care cum zice românul, se încinsese tărâța în el, a crezut că femeia aceasta face un gest imoral față de... și repede să o dea la o parte, vai, dar e rușine, aparent rea și el se spune, stai la trei metri, rău e în altă parte. Știi bine uh, istoria lui Naaman, știi ce s-a întâmplat. Dar el, el, vedea prin ochii aceștia, la fel cum vedea Saul, când a lipsit David, e sigur e necurat, sigur e necurat încă El era sigur. Negreșit este necura, de-aia n-a venit. De venit. El știe lucrurile acestea. Tu să nu uh, trăiești într-o astfel de atmosferă, ci totdeauna vină la Dumnezeu și spune deschide-mi ochii, Doamne, și ajută-mă să văd lucrurile cu ochii cu care-i vezi tu ajutăm mă să nu înjosesc pe nimeni în viața mea, ci ajută-mă să înalți pe cel înjosit, cum ai făcut tu cu mine, Doamne, și ajută-mă ca și eu, la rândul meu, să pot face lucrul acesta pentru cel de lângă mine. Dar n-am nicio posibilitate, n-am niciun mijloc, sunt nimeni, eu sunt cel mai sărac din Israel, familia mea este așa, dar o rugăciune poți să înalți? Da. Atunci roagă-te pentru înălțarea acestei ființe înjosite roagă pentru lucrul acesta și va ști Dumnezeu pe ce căi și cum va lucra el. Dragii mei, înălțarea cuiva nu se face fără un preț serios. Avem de a face cu iritarea iadului în momentul în care ridicăm pe cineva care a fost înjosit. Aceasta irită iadul. Ați observat că omul acesta s-a dus imediat și a vândut pe Dumnezeu de ură și de indignare pentru ceea ce s-a întâmplat acolo, care de fapt era demascarea a ceea ce se petrecea de mult timp. De-abia acolo, în condițiile acelea, și-au dat seama ucenicii ce vulnerabili erau ei la manipularea aceasta. Și-au dat seama cât de disprețuitori au ajuns ei față de Isus, de care n-au ținut cont, și cât atenție au acordat ei lui Iuda, în acele condiții. Iubitorii mei, aș vrea să mergem la un text care mi-a rămas foarte drag în seria noastră aceasta, Capusus, în Levitic, capitolul 26, versetul 13. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru care v-am scos din țara Egiptului, fiecare avem Egiptul nostru din care am fost scoși, care v-am scos din robie. Eu am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeți cu capul ridicat. Acesta este Domnul. El face lucrul acesta. Sigur că nu vă este necunoscută istoria lui Moșion Roată și cu Zavodă. Mă întorc la aceasta și am descoperit și satul în care a fost născut Moșion Roată și ce s-a întâmplat acolo, dar am descoperit un lucru extrem de important, revăzând istoria aceasta, care mi-a mișcat sufletul meu în adânc. După ce văd Cuza, îi, dă o pungă cu galben, cu aur lui Moș în roată să-și plătească toate datorile și să-și țină familia, Moș în roată mare o problemă. Bine, bine, am înțeles româna pentru datorii, pentru asta o să plătesc, scapă copiii și îi pot să trimit la școală, să repară în casă, așa. Mulțumesc de lucrurile acestea, dar am o problemă. Eu aș vrea un pic de răzbunare, o spun drept, adică am fost scuipat în obraz în public și știți asta, a totuși rezolvată treaba asta și... Moșion Roată nu este de plin satisfăcut cu bunătatea lui Vodă, cu primirea lui Vodă, cu cu rușinea cum rămâne, cu rușinea ce mi-a făcut, cum rămâne Maria ta, întreabă Moșion Roată în prezentarea lui Om Creangă. Citiți această prezentare la pas pentru că ea vorbește despre un om care a învățat de la Isus cum să ridice un om înjosit. Și atunci, cu rușinea cum rămâne Maria ta, întreabă el. Cu rușinea Ia așa rămâne moșioane, zise cu zavodă, sărutându-l pe un obraz și pe altul. În fața mulțimii adunate acolo. Du-te și spune sătenilor dumitale, moșioane, că pe unde te-a scuipat boierul, te-a sărutat domnitorul țării și ți-a șters rușinea. Păi dacă ne uităm aici, boierul îl scuipase numai într-un obraz. Vodă l-a sărutat pe amândoi obrajii. dacă ne uităm în, în locul acesta. Al doilea lucru foarte important, Vodă Cuza nu s-a dus să-l scuipe și el în obrazi pe boier. Am fi avut doi scuipători, unul era boierul și se mai făcuse și Vodă Cuza, al doilea scuipător. Știți că răul totdeauna tinde să se multiplice, să se dubleze și dacă unul zice ceva rău, un altul este ispitit, stârnit, îndemnat să zică și el ceva rău și s-a înmulțit imediat numărul celor care vorbesc de rău. Dar în, în cazul acesta, Vodă Cuza spune, nu, rău se curmă la mine. Eu nu voi fi transformat într-un scuipător asemenea acestuia care a scuipat în obraz pe acest suflet curat. Nu, nu voi fi al doilea scuipător. Și atunci cu zavodă, în loc să facă ce a făcut boierul, merge și sărută obraje. Aceasta face Dumnezeu. Și uh, Vodă Cuza îi spune, nu e nevoie de nicio răzbunare. Lasă liniști boierul că omul care a scuipat pe proapele lui în obraz, s-a pe sine sau eventual familia lui sau viața lui, reputația lui. Nu, nu. Cu ce măsură a măsurat e păstrată cu atenție acolo unde se păstrează etaloanele ca să nu se dilate. Bă, cu aceeași măsură i se va măsura lui. și Nu, nu te duci la el să-i spui hei, boierul, l-ai văzut m-a sărutat vodă să te învezi minte altădată, nu, tu nu ai dialog cu acest boier. Acest boier rămâne în dialog cu judecătorul duhurilor tuturor oamenilor. Și atunci vodă răspunde acestei crize sărutându-l pe amândoi obraji, pe acest om înjosit. Iubiții mei, trăim într-o lume în care batjocura a devenit generală prin media, pe diverse mijloace, prin... trăim în lumea aceasta. Nu putem să evităm așa ceva, dar putem să rezolvăm lucrul acesta. Dumnezeu nu ne cheamă să răspundem cu aceeași monedă, să răspundem răului cu rău, nu nu se, nu se întâmplă așa ceva. Probabil că erau destui acolo care ar fi putut spune ceva despre contabilitatea lui Iuda. Dumneata vorbește de treaba aceasta? Erau destui acolo, dar nu era acesta obiectivul Domnului. Obiectivul Domnului era să ridice sufletul celui înjosit. De aceea el a spus aici cuvântul acesta atât de plin de semnificație. Eu ți-am rupt legăturile și eu v-am făcut să mergeți cu capul sus. Noi nu suntem astăzi într-un loc pe care l-am câștigat prin eforturi sau prin uh, înțelepciunea noastră. Noi suntem într-un loc în care am fost așezați, așezați de bunul Dumnezeu. Dobrică de la Lomalinda îmi spune într-o vineri seara, Domnule, uh, uite ce am pățit, m-am trezit azi dimineață și am spus soții, băi, Florina, am avut un vis azi noapte. Uh, ce-ai ce mai visat, mă, Daneli, că îi zice Florina? Ce-ai mai visat? Am visat un stâlp înalt cu o broască stoasă în vârful lui. Ce-o fi asta? Hm, prost e în capul ce poate să fie? Eu am fost plecat din țară, revenisem în seara aceea la aeroport și am mers direct la biserică pentru că era întâlnire acolo și în cadrul predicii am adus această ilustrație bine cunoscută în lume, o broască testoasă, în vârful unui stil de telegraf. Concluzia, a spus cineva, nu, nu este altă concluzie că decât această, această broască n-a urcat singură acolo, cineva a așezat-o acolo. Noi nu suntem într-un loc în care am urcat. Noi suntem într-un loc în care am fost așezați. Dumnezeu a ridicat de deasupra noastră rușinea și grozăvia păcatului nostru. El a purtat rușinea noastră. El a purtat păcatele noastre în trupul lui pe lemn și El ne-a dat nouă pe pământul acesta o umblare cu capul ridicat. Umblă cu capul ridicat pe baza mea. Pe baza mea. Noi nu am urcat singur pe stâlpul acesta, ci El ne-a așezat pe înălțimea aceasta, așa cum am învățat împreună în lecția aceasta. Eu ți-am rupt legăturile, eu am destrămat bat aceasta și eu ți-am făcut să mergi cu capul ridicat. Sigur că această femeie nu era privită înainte de incidentul acesta, așa cum a fost privită după. Datorită faptului că ea a purtat pe cetea viului Dumnezeu, înălțării, pe cetea înălțării de către Dumnezeu, nu s-a înălțat singură, mă voi înălța, voi fi. Nu, ea nu s-a înălțat singură. Nici măcar nu s-a scuzat, nici măcar nu s-a justificat. Dar judecata lui Dumnezeu a arătat ce face Dumnezeu cu fiecare dintre noi. Ne ia din locul în care suntem și ne așează acolo unde nu aparținem. Dar în Hristos Iisus stăm cu cinste, în El. Iisus este Cel care a plătit prețul acesta. Bineînțeles că știm cu toții cât l-a costat pe Mântuitorul nostru înălțarea acestei femei. Din înjosirea la care a fost supusă ea de adunarea prezentă cu acea ocazie. Știm bine care a fost prețul. A fost vândut și a plătit prețul acesta cu viața lui. Isus nu a fost ucis, nici asasinat, nici răstignit. Sunt convenții acestea lingvistice, convenții lingvistice pe care le folosim noi. Vom lua de la el ce s-a întâmplat. Nimeni nu mi-a -mi viața cu Sila. Eu dau viața mea de la mine și eu dau viața mea ca preț de răscumpărare. Iar în cuvintele prorocului Isaia, noi am crezut una despre el și ne-am dat seama că era altceva. Noi credeam că, dar după aceea am văzut că aici în capitolul 53 și prețul pe care Mântuitorul l-a plătit este unul de așa natură, încât înalță ființa umană din cea mai adâncă înjosire la înălțimea pe care a, despre care Iisus a vorbit când a zis va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie. Mulțumim din toată inima, Tată Ceresc, că atât de mult ne-ai iubit încât ai trimis pe Fiul Tău. Doamne Iisuse, îți mulțumim că din înjosirea sufletului ai ridicat capul nostru în numele Tău. Și în Domnul nostru Isus Hristos suntem astăzi așezați în familia lui Dumnezeu. Am fost făcuți împreună moștenitor cu El tuturor celor ce l-au primit. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântă pe aproapele nostru care suferă în valea în în acest moment și ajută, Doamne, să avem deplină credință în ziua în care Tu vei ridica deasupra situației, deasupra oricărei fel de impresii, de imaginație a omenirii, vei ridica adevărul la cea mai înaltă și frumoasă înălțime. Fie binecuvântat în veci numele Tău. Amin.